Salutare tuturor! E o nouă zi de miercuri, tocmai s-a făcut toamnă pe aici, pe unde sunt eu. Și da, sunt aici într-o priveliște mai frumoasă. Dacă vă uitați la ochiul meu, you're homophobic. Am ieșit să mă plimb puțin cât se mai poate, că după aia nu se mai știe cu restricțiile, dar acum pare că pot să iau o gură de aer. Și m-am gândit să fac video asta ca un fel de update la ce mai fac eu în viața de zi cu zi și cam ce urmează. Pentru cei care sunteți noi pe canal, mulțumesc că sunteți aici. Probabil că ați venit după ultimul meu video eseu în care discutam despre capitalism, basically. Cumva canalul meu așa l-am început, făcând vloguri de mâncare. Doar că n-am mai făcut de ceva vreme, pentru că atunci când eu îmi propusesem să fac asta, era ca un fel de vlog pentru studenți, adică să fac cu resurse limitate în cămin, să fac de mâncare. Dar între timp a venit pandemia, așa că multe lucruri s-au schimbat. Cred că auziți apa acum. Da, deci sunteți la plimbare cu mine, POV. Și da, faptul că s-au schimbat atât de multe lucruri și în plan major, să zic, și în viața mea, eu nu mai sunt studentă, am terminat masteratul la care eram, deci nu mai stau în cămin. Și asta înseamnă că n-am mai făcut de ceva vreme mâncare studențească, să zic. Da, cu maică mea cred că am gătit la un moment dat niște tofu, niște tofletă, v-am arătat cum se face. Și cumva n-am mai făcut atât de des vloguri pe cât aș fi vrut. Vreau să mă focusez foarte tare pe video eseuri, doar că durează foarte mult, nu știu dacă sunteți familiar cu procesul din spatele unui video. Dar video eseuri de obicei durează mult pentru că trebuie să fac research, adică să mă documentez pe temă. Și apoi să fac un document în care îmi scriu gândurile, după care să filmez, să editez, să tai, să îmi găsesc peruci. Da, pentru mine e plăcut să fac asta, că e ca un fel de drag, să zic. Adică mă costumez și încep să zic chestii la cameră. Și am zis că lucrez momentan la următorul video. Dacă vreți să aflați mai multe despre procesul meu, puteți să deveniți Patreonii mei. Adică puteți să intrați pe Patreon să vedeți bloopers pe care le fac. Sau tot felul de inside-uri pe care nu le vedeți pe YouTube. Plănuiesc ca următorul video eseu să îl postez undeva prin noiembrie, sper, sau decembrie, cel mai târziu. Am început și terapia, că ziceam la un moment dat într-un video în care că îmi doresc foarte mult să fac asta, cred că zic de cel puțin 3-4 ani sau mai bine că vreau să fac lucrul ăsta. Și am început să fac, ceea ce mă ajută foarte mult. Mi s-a schimbat puțin părerea despre, cum ziceam atunci în episodul cu anxietate și mâncare caldă, cum că eu reușeam să-mi intelectualizez cumva sentimentele și în prezent am realizat că nu-i bine asta. Deci da, chestiile pe care le am acum cumva le dau afară la terapie, which is good. Și cam asta e. Până la următorul video eseu am zis să vă arăt un vlog chill în care sunt la plimbare. După care, da, nici omajul mai am. Am terminat și etapa aia. Probabil că o să mi se termine bateria, dar asta vreau să zic, că sunt destul de bine. Mi s-a umflat un pic o pleapă la un ochi. A fost foarte drăguț că micul Bog a făcut react la videoul meu cu capitalismul și vreau să-i mulțumesc, ești un scump. Mulțumesc mult că ai făcut asta, înseamnă enorm. Și mulțumesc tuturor că sunteți aici cu mine în tot procesul și sper să vă placă ce postez. Deci da, s-au făcut 2 ani de când am canalul și canalul a început pentru că mi-a venit acum în memories la Facebook amintiri, cum că cu 2 ani am făcut o serie de story-uri în care cumva glumeam că bine ați venit la canalul meu de gătit, cu seria Pati gătește cu ceare prin frigider. Și din acea serie a început basically canalul ăsta, pe care poate unii îl consideră cringe, că da, am trecut și-o prin videorile mai vechi și cumva am zis, am vrut să le șterg,
dar cumva, nu știu, mi-s dragi ca proces. Și nu o să le șterg, o să rămân acolo. Și de la videovloguri gătit în cămin, de la a fi studentă și a găti în cămin, am ajuns la a fi o persoană care acum face video eseuri și se documentează. Și cam asta a fost update-ul, mi se termină bateria. Sper că v-a plăcut la primare cu mine vlogul de toamnă. Și rămâneți pe aproape. Dacă vreți să aflați alte chestii, mă mai găsiți pe Instagram, unde de obicei postez chestii mai personale. Dacă vreți să intrați în contact cu mine, scrieți-mi pe Instagram. Și cam da, cam asta am vrut să zic. Mai multe chestii despre mine mai puteți să vedeți și în Q&A-ul 1 și 2, dar în special 2, o călă mai recent, în care povestesc chestii. Da, rămâneți cu aceste hibride de episoade în care mai aflați ceva despre mine. Vă mai gătesc câte o mâncărică bună de suflet și mai aflați și chestii noi pe care le deconstruiesc sâmbătă în video eseuri. În rest, o să postez 2 videouri pe lună, miercurea și joia, sau cel puțin miercurea, dacă nu, că așa era inițial planul, cu câte o rețetă, câte un vlog mai chill. Și dacă am energie și resurse și joia, dacă nu sâmbăta, probabil în noiembrie cândva, o să postez și următorul video. Cam asta e. Și după plimbarea asta o să mă duc, nu știu dacă mă mai ține bateria, să-mi caut lumini, să-mi caut niște lumini pentru următorul video eseu. Dacă găsesc la ceva magazin chinezesc, dacă nu o să comand, probabil de pe eMAG. Dar asta fac acum.